Ați observat că atunci când ninge, nici nu fulgeră, nici nu tună? De ce se întâmplă acest fenomen? Ne explică prietenul nostru, fizicianul Cristian Presură. Tunetul este sunetul care se formează atunci când o descărcare electrică brăzdează cerul norat. Astfel, partea de jos a norului acumulează sarcini electrice negative. La un moment critic, acestea se grăbesc brusc spre pământ, formând un curent electric de intensitate mare care strălucește sub forma unui fulger. În curgerea lui, curentul electric încălzește puternic aerul prin care trece. Acesta se extinde pentru ca apoi să se comprime la loc odată ce fulgerul se stinge. Variația aceasta în presiunea locală a aerului creează o undă de șoc sonoră pe care noi o auzim sub forma tunetului. Iarna nu avem în mod normal tunet pentru că nu avem fulger. Acesta nu apare pentru că nu există descărcări electrice puternice, care la rândul lor nu apar pentru că nu se acumulează multe sarcini electrice la baza norului. De ce? Ei bine, în timpul verii, soarele încălzește aerul de la suprafața pământului și evaporă o parte din apă. În anumite condiții, umiditatea aerului crește foarte mult. Aerul cald se ridică, ducând cu el vaporii de apă. Sus, vaporii de apă se răcesc, condensează și întâlnesc cristale de gheață în nori. Datorită vânturilor puternice, moleculele și cristalele de gheață se freacă unele de altele, generând sarcină electrică, așa cum se întâmplă, de exemplu, când frecăm un pieptene de păr. Iarna însă, atmosfera este rece și uscată, de aceea nu există o cantitate mare de vapor de apă care să urce în nori și să creeze sarcini electrice prin fricțiune. În schimb, puținii vapori de apă îngheață repede, căzând la loc liniștit, sub forma fulgilor de zăpadă. De aceea, nu se acumulează sarcini electrice la baza norului, iar tunetul și fulgerul nu mai apar decât în situații foarte rare.